Pace vouă. Astăzi am o deosebită onoare să-l am alături de mine ca și invitat pe fratele Adimocanu, tocmai din Oradia, de la Biserica Pentecostală Lumina. Sunteți în Austria și sunteți iubite aici în Austria, că veniți destul de des. Asta înseamnă că oamenii chiar vă iubesc. Știu, scopul venirii dumneavoastră este aici un botez în Crems, în localitatea Crems, dar cel mai important lucru, oamenii așteaptă de la noi creștini, pocăiți, așa cum ne numesc majoritatea, să fim diferiți. Oare cum putem să fim diferiți? Astăzi vom afla pași practici. Păi, în primul rând și pentru mine este o onoare să fiu cu voi. Întotdeauna e o bucurie să văd Austria, e o țară foarte frumoasă. Da, dincolo de munții frumoși ai Austriei, mai ales comunitatea românească de aici are ceva deosebit. De altfel, prima ieșire a mea în Occident a fost în Austria. Cred că majoritatea românilor când s-au întâlnit prima dată cu Occidentul, după ce au trecut de Ungaria, au poposit aici. În urmă cu vreo 20 și ceva de ani, tot aici la Krems, Dumnezeu mi-a deschis ușa și în aceeași biserică am avut harul să slujesc. Acum, în legătură cu întrebarea dumneavoastră, sigur noi, în conformitate cu ceea ce spune Scriptura, ar trebui să fim diferiți. În momentul în care nu suntem, înseamnă că e o problemă cu creștinismul pe care ne-l asumăm și despre care spunem că e o realitate în viețile noastre. Sigur, diferența fundamentală o face Dumnezeu în viața noastră. Nu o facem noi prin efortul nostru personal, oricât am încercat prin efortul nostru să fim altfel, nu reușim decât nu știu, un artificiu parțial. Și noi nu suntem diferiți doar de dragul de a fi diferiți. Știu că trăim într-o societate sau într-o lume în care cea mai importantă valoare este autenticitatea. Și, și oamenii susțin că e bine să fii diferit doar de dragul de a fi diferit. Motiv pentru care, dacă vă uitați la moda din vremurile noastre și nu numai când te uiți la unii tineri și nu doar la unii tineri, că n-aș vrea să vedem lucrurile doar din perspectiva asta, unii doar de dragul de a fi diferiți, încearcă tot felul de artificii exterioare. Până la urmă, diferența fundamentală nu o face exteriorul, ci o face prezența lui Hristos în viața noastră. În mod evident, când Dumnezeu e prezent în mod real în viața mea, se schimbă și niște lucruri exterioare. Deci are de-a face cu identitatea noastră în Hristos. Exact. În, cred că primul punct de a fi diferit este să ne vedem identitatea, adică cui aparținem, apartenența noastră. Și atunci când ne întoarcem la Hristos, deja avem un alt statut, avem statutul de copii al lui Dumnezeu. Hai să vedem cum înțelegeți această idee de copil al lui Dumnezeu. Păi statutul de copii al lui Dumnezeu îl primim prin credința în Hristos. Biblia spune foarte clar asta. Despre asta am vorbit și în această zi. Uh, și uh, lucrul ăsta se întâmplă exclusiv prin credința în Hristos Isus. În momentul în care noi credem, da, și în inima noastră, în Sufletul nostru, când spun inimă, evident, mă refer la Sufletul nostru, se naște această credință, da, credința autentică, ea vine întotdeauna în urma auzirii Evangheliei sau auzirii Cuvântului lui Dumnezeu credința asta ne transformă identitatea și devenim, Biblia spune, copilași în Hristos copii în Hristos și apoi pas cu pas creștem în desăvârșirea noastră evident că nu devenim niciodată desăvârșiți în lumea aceasta dacă ucenicii Domnului după trei ani de zile de stat cu Hristos la final când cad examenul cad cu brio toți acum e greu de spus când anume în viața lor se întâmplă această transformare lăuntrică sunt tot felul de dezbateri teologice cu privire la asta Cert este că ei erau deja născuți din nou în momentul ăla. Acum e greu de spus când anume se întâmplă momentul ăsta în viața ucenicilor. Dar când vorbim despre identitatea noastră, eu cred, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că identitatea asta noastră are de-a face cu credința în Hristos. Și când cred în mod real, când această credință e o realitate obiectivă în viața mea, ea după aceea am schimbă identitatea și din momentul când mi se schimbă identitatea, mi se schimbă și viața. Foarte interesant. Ajungem aici, îmi schimbă viața. Deci înseamnă că ajung la un apogeu, ajung la vârsta de maturitate, un om mare în Hristos. Hai să vedem cum se deosebește sau cum vedem un om mare în Hristos. Avem identitatea în Hristos, dar vedem și rezultatul care este om mare în Hristos. O, oh, asta, e, da, dacă ar fi să vorbim despre... așa, da, nu ați întrebat, ați întrebat un predicator, deci m-ați pornit. În legătură cu maturitatea sunt foarte multe semne ale maturității. Unul dintre semne, nu întâmplător Biblia face comparația asta între maturitatea unui om fizică și maturitatea lui spirituală. Și care e marca maturității? Da, de obicei la 18 ani, în raport cu legea, cel puțin în contextul nostru european, la american mi se pare că e 21 de ani, Omul e socotit matur pe baza unui singur lucru, pe baza faptului că are discernământ. Ce e discernământul dacă nu capacitatea de a face diferența între bine și rău? Deci, principala calitate a maturității este discernământul, capacitatea de a face diferența între bine și rău. Evident că acest discernământ prin exercițiu devine tot mai performant. În momentul în care ne pocăim, ne întoarcem la Dumnezeu, avem un discernământ elementar. Adică putem să facem diferența între uh, calea care duce spre moarte și spre iad și calea care duce spre viață. Și avem capacitatea asta pentru că Duhul Sfânt ne luminează mintea de a alege, să mergem pe calea asta îngustă uh, înspre cer. Ei, după aceea, toată viața, discernământul acesta prin exercițiu, prin, cu, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cunoașterea cuvântului Apropiindu-mă de Dumnezeu, tot mai mult, discernământul se dezvoltă tot mai mult. Viața asta nu e doar alb și negru, are multe nuanțe și sunt unele situații foarte complicate. Ei, în acele situații foarte complicate, în momentul în care ai acest discernământ, suntem, așa cum zice Apostolul Pavel, nu suntem duși încoace și încolo de orice vânt de învățătură, de. Tehnica omului de a ști să manipuleze, trăim într-o lume mai ales în care în media, voi folosiți media într-un mod pozitiv, dar media de astăzi și acum așa zisă inteligența artificială ne, ne pun în, în situația în care ajungem să nu mai putem discerne între bine și rău, să nu mai putem discerne între realitate și neadevăr și atunci când un om e matur în Hristos, el are această capacitate de a face diferența între adevăr și minciună, între realitate și iluzie. Asta, v-am spus, asta e principala calitate a omului matur. Deci să rămânem pe barierul respectiv, vedem identitatea noastră în Hristos, da. copia lui Dumnezeu, vedem că um, știm să discernem binele da. de rău, dar suntem în momentul în care trebuie să luăm o direcție. Da. Deci, hai să vedem cum luăm direcția. Deci noi știm că GPS-ul ne duce de obicei la țintă, unde vrem să ajungem. Dar cum luăm noi direcția în Hristos? Păi lucrurile se leagă după cum ați putut observa. Ai identitate în Hristos, ai discernământ și după aceea având discernământ ai capacitatea de a alege sau de a discerne între ceea ce vrea Dumnezeu de la tine și ceea ce știi că e mai degrabă, știu eu, influența altora, dorința ta sau tot felul de lucruri care sunt induse din exterior. Acum, dacă îi să concret, primul și cel mai important mijloc după care discernem care e voia lui Dumnezeu este Biblia. Biblia e o colecție de 66 de cărți. Nu e atât de ușor să înțelegi, mai ales dacă ești copil spiritual, chiar orice fragment din scriptură. Sigur, sunt o grămadă de cărți, avem pastori, avem oameni care să ne ajute să o înțelegem, dar principalul mijloc prin care ne direcționăm viața rămâne Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, în mod absolut. Ea este cuvântul lui Dumnezeu în mod obiectiv. Biblia nu devine cuvântul lui Dumnezeu, ea este cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că, pentru ca să o pot înțelege, spune Biblia, că am nevoie, tot Biblia spune, că am nevoie de iluminarea Duhului Sfânt. Altfel o citesc ca pe o literatură, de orice altfel, dar ea nu mi se revelează uh, așa cum este. Așadar, prima este Biblia, a doua. Uh, ar putea fi uh, evenimentele din viața mea. Biblia spune, în cartea lui Iov, Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama, spune Biblia. Adică suntem la ale noastre. În altă parte, tot Biblia spune, cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Adică sunt în viața noastră evenimente, dintre cele mai mărunte. Și că toți sunteți aici, în Austria, și aveți o natură atât de frumoasă, doar când te uiți la cer, doar când te uiți la natură, în adâncul ființei tare, Dumnezeu îți vorbește. îți vorbește despre măreția Lui, despre frumusețea Lui și apoi bunătatea Lui te îndeamnă la pocăință, cum zice Biblia. Exact. Deci, până în momentul de față am spus Biblia, evenimentele din viața noastră. Noi, pendicostale, credem că în mod providențial Dumnezeu îți poate vorbi și prin glas profetic. Adică un cuvânt care să vină de la Dumnezeu și care să fie potrivit pentru situația în care te afli. Numai că atunci când Dumnezeu vorbește, El vorbește foarte clar și când Dumnezeu vorbește, ceea ce spune Dumnezeu se împlinește. Nu există, poate că va fi, poate că nu va fi, dacă postești câteva zile nu va fi, nu. Când Dumnezeu vorbește, noi credem că ceea ce Dumnezeu spune se și împlinește. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu rămân în picioare. Foarte fain. Deci am văzut, GPS-ul nostru este cuvântul lui Dumnezeu. Exact. Direcția ne este dată prin cunoașterea lui cuvântului Dumnezeu. lui Dumnezeu. Apoi, o altă treaptă este experiența. Trebuie să le experimentăm, efectiv, și oamenii din jur trebuie să vadă în noi niște modele de urmat. Deci, noi am văzut schimbarea noastră, dar prin eforturile noastre și cu ajutorul lui Dumnezeu, clar, oamenii trebuie să vadă că suntem altfel, adică modele de urmat. Hai să vedem cum experimentăm acest lucru. Păi, lucrurile se leagă. Le reiau. Azi, ce se face? Că predicator și trebuie să am linia asta logică. E vorba de identitate, avem un discernământ, discernământul ne ajută să, să luăm o direcție bună și apoi, în mod evident, fiind în Hristos, avem experiențe cu Dumnezeu. Doar că în legătură cu experiențele, vreau să accentuez. Niciodată experiența nu poate înlocui Cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu pot să spun dacă am avut experiența asta, prin urmare, din această experiență voi conclude acest adevăr. Nu, adevărul îl am întotdeauna din Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că experiențele sunt subiective, adică ele mi-aparțin mie și nu sunt un lucru valabil pentru toți ceilalți. Da? Dacă Dumnezeu îngăduie o experiență, o îngăduie în primul rând să mă zidească pe mine. Dar noi credem. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Noi credem că Dumnezeul nostru e Dumnezeul care se manifestă și astăzi, în viețile noastre și putem să-l experimentăm prin credință, în diferite contexte din viața noastră. Toți am trecut în viața asta printr-o boală, printr-o suferință, printr-o situație dramatică în care n-am știut ce să facem și, în mod extraordinar, Dumnezeu a răspuns rugăciunii noastre. Poate nu știam încotro să o apucăm, ne-am rugat și am zis, Doamne, arată-ne care e calea ta. Și Dumnezeu, în mod. Extraordinar și neașteptat, a lucrat în viața noastră surprinzător și remarcabil. Ei, cred că și astăzi Dumnezeu poate fi experimentat. Doar că experiențele cu Dumnezeu uh, sunt limitate de faptul că suntem oameni. Moi se roagă și zice, Doamne, vreau să văd slava ta. Unii traduc acolo cu, Doamne, aș vrea să văd fața ta. Și Dumnezeu îi răspunde, fața mea, nu vei putea să mă vezi, pentru că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Ce înseamnă asta? Că experiențele noastre cu Dumnezeu sunt limitate. Mă mai întreabă, frații, dacă de fiecare dată când vin la biserică simt prezența lui Dumnezeu. Și am să mărturisesc, acum nu ne aude nimeni, în afară de dragii noștri privitori și ascultători și cititori, și am să vă mărturisesc că de multe ori nu simt nimic, decât oboseală, sau câteodată, mă rog, niște sentimente strict omenești. Nu întotdeauna simt ceva, dar Biblia spune că ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem prin credință, nu prin vedere. Eu știu că sunt om și sunt limitat de oboseală, sunt limitat de situația în care mă aflu, dar dincolo de toate acestea, chiar și când nu simt, eu mă duc mai departe, dincolo de experiențe. Dar pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun și se îndură de noi, de foarte multe ori Lucrează în viața noastră și ne dă harul să avem experiențe cu el. Foarte fain, foarte fain a remarcat un aspect, și anume că noi avem partea emoțională, dar care se schimbă de la moment la moment, dar noi avem credința puternică în Dumnezeu și, indiferent Correct. de problemele prin care trecem, credința rămâne puternică. Și se bazează exclusiv, iertați-mă că vă întrerup, ex exclusiv pe Cuvântul lui Dumnezeu. Excelent. Acum, practic, da. da? Hai să vedem experiența care v-a impactat cel mai tare? Știu că aveți mai multă experiență, da. dar una care păi, v-a impactat și vă place mai... să o povestiți. Păi, cel mai tare e experiența nașterii din nou. Pentru că dacă e ceva care schimb, mi-a schimbat viața și poate schimba viața oricui, e momentul întoarcerii la Dumnezeu. Momentul ăsta s-a petrecut, acum dacă stau să mă gândesc, în urmă cu mai mulți ani. Aveam aproape 17 ani, 16 și ceva acolo. Eram într-o perioadă de căutări în care ajunsesem eu la concluzia copilărească cum că Dumnezeu și dacă există nu pot ajunge la El. Eram așa în acolo la, la, la gândul ăsta. Și eram în camera mea, eram acasă, într-un apartament comunist, părinții erau plecați și eu citeam o carte scrisă de un scriitor rus, că tot la modă rușii, dar în sensul cel mai bun, dar scriitorul ăsta, un, un scriitor remarcabil, e vorba de Dostoevski, o carte numită Frații Caramazov, și un fragment numit acolo Marele Închizitor Ce s-ar întâmpla cu Isus dacă ar veni din nou și cum ar fi din nou condamnat de Biserica Oficială, și toată povestea asta, în timp ce o citeam. Efectiv, am simțit prezența lui Hristos în camera mea. Dar acum nu știu cum să vă descriu acest sentiment, că nu-i doar un sentiment. A fost mai mult decât atât. A fost o trăire prin credință. A fost atât de intensă și atât de puternică, cum n-am trăit niciodată până atunci și niciodată după aceea. Dar am trăit atât de intens încât am început să strig, cum erau apartamentele alea de să auzea prin, prin pereți, cât am putut de tare. Există Dumnezeu, există Dumnezeu, există Dumnezeu. Și toată noaptea n-am făcut decât să mă rog și să-mi cer iertare lui Dumnezeu de toate păcatele. Și în mod foarte interesant, Duhul Sfânt îmi aducea aminte de toate păcatele pe care le-am făcut, inclusiv de, nu știu, banii împrumutați din buzunarul părinților, fără ca ei să știe, pentru că până în momentul ăla ziceam, domnule, eu n-am niciun păcat, n-am niciun motiv să-mi cer iertare lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt îmi aducea aminte de toate păcatele pe care le-am făcut, și la final am simțit o fericire și o bucurie și o pace, cândva pe la 4-5 dimineața, despre care mai târziu am aflat că se numește Bucuria Mântuirii. Am fost așa surprins de bucuria asta, pentru că până în momentul ăla eram disperat, cu disperarea omului care știe că nu se poate mântui prin puterile lui. Și dintr-o dată, la final, am simțit această bucurie și pace. Asta este cea mai importantă experiență, pentru că experiența asta mi-a modificat complet toată viața. Dragilor, și Dumnezeu poate să-ți modifice viața ta, dar în primul rând, trebuie să auzi glasul Domnului, care spune, trebuie să fii altfel. Și în momentul în care știi că identitatea ta este în Hristos, și ești copilul lui Dumnezeu, ai cea mai mare identitate, atunci poți să ai o direcție, direcția este Hristos, și poți să ai experiențe cu Hristos care pot să-i marcheze și pe cei din jurul tău. Nu uitați, Filipen 4 cu 13, indiferent în ce situație vă aflați, pot totul în Hristos care mă întărește. Niciodată nu sunteți singuri, ci totdeauna Hristos este în noi, prin noi și se vede. Așa că vă salutăm de aici, din Crems, Căpibuștei, împreună cu fratele pastor Atimocan.